Mâncare cu principii All kinds of De Cezar Munteanu La Europa FM suntem pe drum cu prioritate. La mulți ani, șef Cezar Munteanu. E prima întâlnire pe anul ăsta cu ascultătorii Europa FM. La mulți ani, vouă, la mulți ani nouă. Să trăim sănătoși și bine. Ce faci cum ești? ești... Cam încărcat după maratonul ăsta de două săptămâni. Da, chiar ați bine. Este un maraton mai ceva decât e cum se

dar ne întrecem într-o grămadă de, de, probe. Ideea este că mâncare în principii vine anul acesta cu alta abordare, nu neapărat ne ducem într-o zonă din asta de restricții, pentru că nu alimentație sănătoasă încă o dată nu înseamnă restricții, înseamnă un pic de gândire atunci când îți faci un plan alimentar să gândești ceva înainte. Domne, hai să vedem cum apuc de asta, ce vreau să mănânc, ce nu vreau să Mănânc, când mănânc și cât mănânc deci, și cât am mișcare. Până la urmă, fă. tot este ceva planificat. A, da, e planificat, dar asta nu înseamnă că este extrem de scump. Pentru că, uite, până la urmă, extrem de scump este și uh, foarte costisitor. Este să duci în magazin, să nu știi ce vrei să-ți mănânci și lăsat uh, pradă ispitei, ispitelor alimentare, mă refer. Uh, dragi domni, nu vă gândiți aiurea, lăsându-ne prada ispite alimentare, ne apucăm să cumpărăm. Un plan bine făcut dinainte înseamnă clar și o economie la bani. O economie la timp, în bucătărie, pentru că trebuie să gătim lucruri simple de care să ne bucurăm. O economie și la cumpărături, pentru că știi clar unde te duci, la ce raioane. E foarte adevărat. Nu ocoliți raionul de legume-fructe, nu ocoliți raionul de pește, nu ocoliți raionul de cafea, aș spune eu, pentru că e primordială, și nu ocoliți raionul de mic dejun. Pentru că asta e foarte important. Uh, vreau să vorbim uh, la mâncare cu principii și tot o să discutăm despre cum să eliminăm din viața noastră niște grăsimi de care nu ne bucurăm prea mult, grăsimile saturate, pe care pe timp de iarnă avem de unde să le alunăm. Alea acolo. pe un termen normal, ce înseamnă grăsime saturată? Porcă iară. Înseamnă foarte multă prăjeală, înseamnă foarte mult carne tocată cu grăsime. Evident, carne tocată, n-ai cum să nu ai grăsime în ea automat că este gătită și se transformă în grăsimi saturate. Ce mai e? Unt, lapte, laptele mai puțin, dar untul, brânzeturile nobile, le spunem noi, care au un 60% grăsime, iami, iami. Ideea este cum poți să faci chestia asta? Păi renunț la prăjeală și am tot spus-o de foarte multe ori și o repet, poți să mănânci un șnițel făcut la, la cuptor dacă vrei. Cum cu așa? Foarte simplu. Îl pregătești ca atare, deci îl pregătești ca, uite, un șnițel din pui, de exemplu, piept de pui, eu aleg un piept de pui de porumb, crescut cu porumb, asta din rațiuni de Uh, producător local și doi, din rațiuni de sănătate. Pentru că vorbim despre un conținut foarte bun de proteină, de calitate, dar hai să ne lungim cum așa. Îl tai feliuțe, îl presez un pic cu mâna, uh, sare piper, uh, îl dau prin puțin albuș de ou, după care pe smet pe el surpriza vine că îl stropesc efectiv uh, foarte puțin, cu, uh, îi dau un fâs fâs, hai să-i zicem așa, din ulei de struguri, care e foarte rezistent la temperatură și îl bag la cuptor. La 180-185 de grade, timp de 5-7 minute, nici nu trebuie mai mult. Foarte important, pentru că am pus pe smet, îl pui lângă el, o să pui uh, o salată, în niciun caz o garnitură, niște cartofiori. Eu... Poți să pui cartofiori, dar dacă sunt fierți. Eu zâmbesc pentru că nu am mâncat de prânz. Știi ce-mi place că și... și tu și Radu te-am văzut, Mă uit special, înghițiți un sex, deci se vede cum înghițiți un sex. Dar foarte important, nu o ocoliți așa pe repede înainte că știu că avem timp puțin aici în, pe radio, dar ne Dar ne vedem pe iată Facebook. că acum chiar acum ne mutăm pe Facebook. Și ne continuăm discuția, și ne continuăm discuția uh, vorbind foarte sincer despre uh, mesele pe care le avem zi de zi. Nu ocolim sub nicio formă, nu o să ocolim micul dejun. Din contră, există studii demonstrate că pentru cei care consumă mai multe calorii dimineața au un metabolism mult mai productiv pe toată durata zilei și e foarte important, nu pleci de acasă nemâncat pentru că ești irascibil, în trafic îi deosebești pe ăștia care sunt nervoși, îți dai seama că n-au mâncat acasă, numai după cum îi vezi că se agită pe, de pe o parte pe alta, pe linia de tramvai sau pe lângă, deci, cei care mănâncă dimineața foarte bine au un metabolism cum trebuie, există o stare de relaxare din punctul ăsta de vedere. Deci, fără stres, fără nervi, din contră, vitamine, din, chiar am o sursă foarte bună de, de proteine, micul dejun. Uite, apropo de mic dejun, nu mai folosim unt, Asta este o sursă foarte uh, importantă de, de proteine și aminoacizi de calitate, ce vă spun eu acum. Păi și cu ce se înlocuiește? unt de migdale, vi-l faceți în casă. La blender. La blender, da. migdale, nu le coaceți, da. pentru că dacă le-ați copt și le rumeniți, usucă, am nu? văzut foarte multe rețete, rețete, păi am distrus toți aminoacizia esențială. Da? Și la blender frumos, cu două-trei linguri de uh, untură de cocos, ulei de cocos, dar din ala solidificat, se face pastă, se face tare, când l-ai pus în borcan și stă la rece, mamă, e genial. Cu un pic de miere de albine, cu un pic de pâine uh, dospită cu maia și... În, întrebare care este cât ne putem încărca la micul dejun. Adică cât putem să, să ducem. Micul vorba. dejun uh, duce undeva la un 40%, chiar 50% din toată valoarea uh, calorică a unei a unei mese. Depinde ce vrei să mânci. Uite, uh, alimente sănătoase sau mâncare sănătoasă. Uh, suntem online, suntem pe Facebook și chiar o să spun, o să fac trimitere la canalul meu uh, pe care îl am acum de trei luni de zile, True Food, true food fără, nu truie, food, pentru că nu ne plac urile, dar asta da. n-am pus uh, A, bun la așa. final de... Uh, eh, chiar astăzi am scos uh, un nou episod, uh, uh, păstrăv cu legume, cât de simplu se gătește și o salată de sfeclă cu piept de curcan. Inclusiv asta, gătim piept de curcan gătit la temperatură joasă, este genial. Adică nu trebuie să omori cuptorul, stai să-i dai foale 180 de grade, lasă frate să ne apucăm să, să gătim acolo, să facem cât mai multe. Cu cât gătești la temperatură mai joasă, cu atât este o stare de sănătate care îți vine și mai mult din, din alimente. Dar o să tot vorbim despre asta, nu uitați, True food, România, sau pe pagina mea de Instagram, Cezar Munteanu. Iar în fiecare episod descoperim noi rețete, cum să spun, preparatele sau mâncarea gătită cât mai sănătos. cât mai, sănă cât mai simplu, cât mai simplu, cât mai sănătos am tot felul de, de prieteni invitați, am avut și pe Amna și pe Nicoleta, nu că Azalea tot felul de, hai să zicem, prieteni cu mâncarea, foarte frumos episodul cu Ana Maria Brânză, genial, ce mare Brânză, asta apropo, cu Ana Maria care a fost genial și episodul ăla. Deci uitați-vă acolo să vedeți. Deci e foarte simplu să gătești. Am zis să nu ne mai ducem în zona aia de bucătărie foarte complicată. E de unde avem tendința asta să complicăm bucătăria? De ce? Vrem să impresionăm? Sau cum? Bravo. De, ce, de, de ce nu facem lucrurile cât mai simplu? Ne rușine sau. Nu, cum? vrem să impresionăm asta odată, doi, vrem să ne bucurăm de mâncare și iubesc pe toți care vor să, să fie și mai buni, să facă lucruri și mai complicate, dar de multe ori încercând să complicăm lucrurile, complicăm și rețetele și ne ducem într-o zonă din asta și ne creăm un stres inutil. Eu zic așa, în timpul săptămânii aveți ocazia, gătiți cât mai lejer, cât mai simplu, fără prea mare bătaie de cap. În schimb, când vine sâmbăta, aduceți-vă aminte de mâncare cu principii, stați la un pahar de vin, e după ora 5, așa că da? să liniștiți. Sunteți la volan, puteți să beți deja. Nu, glumesc. Așa, deci sâmbăta, eu zic că da, trebuie să stai să te uh, complici un pic să faci duple mai altfel că până la urmă este weekend în familie. Ar merge pe acel principiu 80 te ții de, la 100 te ții de o treabă, 20 așa mai uh... Mai puțin, mai trișez așa, mai iei o bucățică de ciocolată. Nu, nu? unde să iei? Ciocolată neagră, poți să iei ciocolată ah. neagră, dar asta este un lucru foarte bun, Dați da cu ciocolată neagră. Încercați, sincer, veniți fără legume, fără legume, fără alimente procesate. Asta este foarte important, fără alimente procesate. Încercați să scoateți, uite, o să spun și nu, scoateți zahărul, asta clar, Paharul de vin roșu să rămână obligatoriu. Până în 150 de mililitri pe zi este hrană uh, curată, deci este medicament serios. Uh, antociani, vorbim despre antioxidanții din vinul roșu, sunt foarte buni împotriva tumorilor, uh, împotriva uh, inflamațiilor celulare. ia spune, te rog. tot ai vorbit în care cât mai puțin procesată, totuși trebuie să avem și o sursă de unde o luăm. Ori noi știm că cum să zic, uh, hipermarketurile cam abundă de mâncare îți super procesată. de pui? Da. Da, ok. Fă, uite, ascultă-mă. Făți niște condimente uscate, da. leuștean uscat, usturoi uscat, oregano uscat, ceapă, granule, boia afumată, ține puiul ăsta, deci fără să-l fără nimic, condimentează-l cum trebuie, leagă-l într-un staniol mai solid și gătește cu el la 65 de grade Celsius. Sare, piper, evident, asta, da? da. Asta doar sare și piper dacă nu gătești Am pe Am încercat asta cu un cotlet de porc, și? tot așa, la 55-60 de grade, ținut 5-6 ore acolo, a ieșit senzațional. Păi și dimineața... E vorba de lene, nu? Nu de e vorba lene, de, lene, de nu. Și dimineața frumos, dimineața frumos să stai uh, o feliuță de, uh, de piept din ăsta, n-ai treabă. Îți faci o cremă, foarte mulți folosesc uh, maioneză la tot felul de sandwich -uri. De ce n-ai luat un iaurt... Și cu avocado copt să-l dai prin blender cu un pic de ulei ca să fie stabil, ăsta cum îi zice, să facă emulsie cum trebuie, foarte puțin, da, foarte puțin uh, suc de, de portocală ca să nu fie atât de acid și ai deja vitamina C sau... Dacă vrei, pui un pic de lămâie și îl folosești ca pastă pentru sandvișuri, în loc de maioneză. Asta la burger, știi? Da. Chiar în, într-una dintre edițiile viitoare, o să vin cu burger sănătoși. Dacă îți vine să crezi, există de și ce așa nu? ceva. De ce nu? Mă uit la ceas din două motive. Uh, și cel principal este să-mi calculez cât mai am până când ajung acasă să mănânc. Și să vezi câtă muzică bună mai ai de dat. Exact! Da. Mulțumim mult, uh, șef Cezar și nu așa. abia am deschis anul. De -abia să avem am deschis un an anul, bun. Și, da, și nu uitați, Trufood România, fără E la final și pagina mea de Instagram Cezar mult. Și mulțumesc mult de tot și rămâneți pe drum cu prioritate cu Mihai Dino.